Pentru mine, cerul înseamnă acasă, iar acasă înseamnă așteptare. Nu am fost cu toții generali, poeți sau oameni de stat, dar când e vorba de copii mici, atunci suntem cu toții egali. Noi toți așteptăm ceva. Așteptarea face parte din viața de zi cu zi. Noi toți avem speranțe și visuri și așteptăm. Suntem flămânzi și însetați, dar așteptăm. Experimentăm suferința și durerea, dar așteptăm. Ne rugăm Domnului și așteptăm răspunsuri. Pentru anumite dorințe încă sperăm, dar ele întârzie și, bineînțeles, așteptăm. Se pare că întreaga noastră viață, de la naștere până la moarte, este caracterizată prin așteptare. Am reflectat asupra dinamicii așteptării în propria mea viață, în special de când am avut accidentul vascular cerebral. Am așteptat mult în spital, am așteptat rezultatele, am așteptat pentru tratament. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu urăsc să aștept. Vreau să primesc rezolvări rapide și eficiente. Și totuși am așteptat să încep să citesc, să pot iarăși să merg, să învăț să vorbesc. Am așteptat plecarea acasă. Dumnezeu ne cheamă să învățăm așteptarea. Scriptura afirmă, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Cei care tânjesc și însetează după Dumnezeu așteaptă. Noi toți așteptăm pentru că harul lui Dumnezeu nu s-a închis încă. Chiar și Dumnezeu, în dragostea sa pentru noi, așteaptă. Aștept să mă duc acasă. Eu sunt gata de plecare către casa cerească. Tu accepți invitația lui? Un gând inspirat. Am așteptat mult, dar nu trebuie să ne pierdem nădejdea. Dacă vom putea doar să-l vedem pe împărat în toată frumusețea lui, vom fi fericiți pentru totdeauna. Îmi vine să strig cu voce tare. Ne întoarcem acasă. Numai oamenii reali care trăiesc au experimentat așteptarea. Oamenii care experimentează așteptarea trăiesc. E reciprocitate. Să nu lăsăm frica să ne despartă de bucuria întâlnirii cu Domnul. La timpul hotărât, El va împlini tot ceea ce ne-a făgăduit. Trebuie doar să acceptăm chemarea Lui de a merge acasă.